Bună dimineața, copii! Bravo, din prima, din prima! Întâmplarea pe care vreau să o spun dimineața aceasta s-a petrecut în insulele Falkland. Cine știe unde sunt insulele Falkland? Dacă nu, o să vă spun eu. Sunt în America de Sud, la oeste Argentina, la oeste America de Sud. Sunt niște insule la 240 de mile marine departe de America de Sud. Într-o zi, doi piloți care pilotau două jeturi, fighter jets, pe deasupra insulelor, au văzut ceva deosebit. În timp ce mergeau cu avioanele, în timp ce conduceau avioanele, dintr-o dată unul dintre ei: "Hey, Roger, did you see on the left-hand side? What? There's some penguins over there." Erau mulți pinguini, vreo 10.000 de pinguini. Toți stăteau, știți cum stau pinguinii? Cum stau pinguinii? Picior peste picior? Cum stau pinguinii? Treaptă în picioare, nu așa? Stau nemișcați. Și zice: "Hai să facem ceva." Erau plictisiți. Ce să fac acolo? Numai insule, nu vedeau nimic. Un pic de ocean, un pic de pământ. Erau plictisiți piloții. Și zice: "Hai să facem ceva." Și au venit pe lângă insulă, au coborât jos cu avionul la aproape de apă și au trecut pe lângă pinguini. Într-o parte. Și ce crezi că au făcut pinguinii? Toți pinguinii. Ai văzut? Au mișcat capul după noi. Hai încoată din partea cealaltă. S-au dus în partea cealaltă, au făcut un viraj mare cu avionul. Iar pe lângă insulă pinguinii. E ca și cum urmăreau un meci de tenis care era slow motion. Și zice: "Hai să încercăm acum altceva." S-au dus departe de insulă cu avioanele și le trebuie multă distanță ca să se întoarcă cu ele, pentru că merg foarte repede. S-au dus mult departe, 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 au luat un viraj și au venit chiar spre ei așa. Au venit. Și pinguinii, în timp ce veneau avioanele spre ei, au făcut. Și au căzut toți pe spate. Și s-au distrat piloții de minune, extraordinar. Cum au putut să le capteze atenția la pinguini spre avioanele respective? Care-i punctul din întâmplarea din dimineața aceasta? Unde trebuie să ne uităm noi tot timpul? Să ne uităm ce se întâmplă în stânga, ce se întâmplă în dreapta? Unde trebuie să ne uităm? La lumină, nu? Să ne uităm spre cer. Nimeni și nimic să nu ne ia atenția și tot timpul să avem ochii îndreptați către cer. Sunt lucruri care se întâmplă la stânga noastră, lucruri care se întâmplă la dreapta noastră, lucruri care trec prin fața noastră și de foarte multe ori atenția noastră este la ele. Atenția noastră trebuie să fie îndreptată spre cer. Câți dintre voi vor să aibă ochii îndreptați spre cer tot timpul? Să ne ajute Dumnezeu ca în fiecare zi din viața noastră ochii noștri să fie îndreptați numai spre El. Vă mulțumesc foarte mult!